Suntem la Sankt Petersburg, în 2005, vicecampioane mondiale, Rusia, domnul Tadic pe bancă, omologul lui prin același comportament. Nu, cred că nu meritam diferența, poate puteam să pierdem la mai puține goluri. Eu zic că a fost un rezultat extraordinar, da, extraordinar. Nu cred că cineva s-a gândit de la început a ne ducem să luăm medalia de argint. Ne-am dorit foarte mult să ajungem cât mai sus. Ne-am dorit foarte mult. Semnul a fost când am învins Danemarca. Da. Și după totul a mers. De acolo a fost, ne-am jucat. Da. Ai fost desemnată de DOR cea mai bună extremă în turnee. La acel turneu, cred că am avut două românce. Da, pe Lumii. Luminița, în poartă, tu extremă stângă și ai mai avut încă două turnee în care ai fost desemnată. În 2008 în campionatul european. Exact. Și în 2015 la 10 ani, că aici e bine. După 10 ani, România din nou se bate cu Danemarca în finala mică. Finala mică și am câștigat-o. Dar spune-mi ce s-a întâmplat atunci când la un moment dat am crezut că mă uit la un meci de fotbal. Da, cât adunat. Că nu vreau să cânti. Dom'le, chiar 1-1 și stau de o jumătate de oră la televizor la un meci de handbal? Da. Ce a fost atunci? Da. Cât de greu a fost? A fost foarte greu, dar nu știu, am avut energia aia toată de nu am cedat. Am avut o energie superbă. Alice, într-un meci să gădesc toate? Se întâmplă să fie moment de genul ăla, băi, ce-i cu noi? Adică... Se mai întâmplă, da. Da, se mai întâmplă, dar se întâmplă și cade o anumită jucătoare și restul sunt unite, grupul trage jucătoarea și ne revenim și suntem toate iară. Ne susținem. Dar se întâmplă și invers. Grupul, o anumită jucătoare să fie în formă maximă și restul să nu fie la forma maximă la care ar trebui, dar grupul încearcă cumva să joace pentru jucătoarea care e în formă maximă. Uite, urmăresc meciuri de handbal și de multe ori, de foarte multe ori, reduc sunetul. Nu mă ajută comentariul să simt jocul, îl reduc. Dar aud uneori, fără să vreau, parcă e gata, echipa pică. Sau se câștigă. În handbal eu m-am lămurit. Mai ales voi m-ați ajutat în meciul cu Japonia să nu mai spun niciodată, e final. Tac! Când simți tu, da, ăsta e meciul, n-au ce se întâmplă. Chiar dacă învingi la un gol diferență, sau pierzi la un gol de diferență, simt, bă, în meciul ăsta nu pot. Mă uit în ochii, mă uitam în ochii colegilor. Deci, vă dați. Și îmi dădeam seama de, și feeling, pai bola, îl simți. Nu e ziua. Simți, da. Tu ca sportiv îți dai seama. Se întâmplă, astăzi nu merge, poți să faci și chiar să te duci cu toate... Pe mie mi s-a întâmplat, vă dați seama că o să fiu singură cu portarul, portarul să se ducă în stânga și eu să dau în dreapta unde era poarta goală, dar dădeam în bară, se ducea mingea în bară. Deci era clar că nu e ziua nu e ziua care trebuie. Nu, nu era. Spune-mi de la Națională o poveste pe care chiar noi nu știm ce e de acasă. Păi de acolo, o parte nevăzută, poate din sala de mese, poate din antrenament, poate când l-ați luat sub o altă formă pe antrenor și v-ați simțit voi altcumva. Ați vrut să fiți altcumva. Nu știu, fiecare antrenor are stilul lui și noi, ca și jucătoare, noi încercăm să ne adaptăm fiecărui stil. Și nu știu, domnul profesor Gheorghe Tadici era mai dur, Domnul Voinea era mai... știa... Dacă domnul Tadic este dur... Cum să... Nu știu, Thomas era foarte mult pe partea psihologică, știa cum să lucreze... Am avut foarte mulți antrenori și... Eu de fiecare dată personal încercam să mă adaptez la stilul lor și să iau de la ei tot ce am simțit pe propria piele că mă ajută ca și jucătoare să cresc. Tu fiind capitanul de echipa națională, erai un fel de, să zicem, ofițer de presă între echipă și antrenor? Nu. Nu, întotdeauna ne completam una pe cealaltă și ne ajutam. Deci nu neapărat că eu trebuia să mă duc să discut sau... Nu, dacă cineva avea ceva de spus... Care e defectul tău major? Sunt foarte emotivă. Cred. Eu cred că e un defect. Nu-și crede. Că sunt emotivă, da... Eu cred că am lăsat gura lumii să mă afecteze și a fost... Dar acum am ajuns să... Ai avut mulți prieteni? Am avut, nu foarte mulți, dar... Ai mai tăiat din ei? Cu timpul, da. Cu timpul, da. Da, și au rămas lângă mine doar cei adevărați. Da. Au rămas prietenii. Da. Și dacă emotivul e pe o parte, care e calitatea ta majoră? Nu cedez. Sunt ambițioasă. Jos, de acord. Da, sunt ambițioasă. Cum am spus mai devreme, din cauza emoțiilor, câteodată greșeam multe lucruri, a fost teama aia de frică, de a nu greși, și cu emoțiile negative, nu cele pozitive, că cele pozitive mă ajutau foarte mult. Aici vine și o educație de acasă. Eram educat de părinții mei, dacă mergeam la cineva, acolo să nu pui mâna, să nu iei ea, era tot nu, să nu, să nu, să nu. Vine dintr-o zonă de comunism infect. Copiii de astăzi nu i-am crescut așa. Nu. Nu. Sunt liberi, văd, cer, se duc. Da. Nu crezi că am dus bunul simț ăsta până la absurd? Adică, dincolo de limitele lui. Da, bunul simț trebuie să existe. Trebuie să existe. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe. Că, nu. Dar unde se oprește el? Că la un moment dat nici nu vreau să fim proști de atâta bun simț. Câteodată suntem luați așa, dar asta am învățat și să, când văd că sunt luat așa, mă uit în ochii persoanelor, fac pasul în spate, las frumos, ocolesc și merg mai departe. Au strigat în tribună lângă tine, nu joci bine, da, Alice, de câte ori am fost și scuipată. Trebuia să te oprești, să-i dai mingea, te rog să intri. Ei, atunci intrai în... Da. Și nu mai era problema ta cu tine. Nu mai vei. Tu n-ai rupt barajul. Nu. L-ai lăsat pe acel om intelectual, în ghilimele, în continuare în atitudinea lui și ai tăcut, și ai pierdut-o. Da, am pierdut sau nu știu, nu știu cum să o iau. Încerc să... Vreau să cred că am încercat să văd de treaba mea și să merg mai departe pe drumul pe care trebuie să merg. Ai Cupa Cupelor, Cupa EHF, Challenge, Challenge Cup, EHF. Ai medalie de argint, Cupa Mondială, finala cu Rusia, medalie de bronz, Cupa Mondială, medalie Campionatul European de Tineret. Da. Și totuși este un blestem a cercurilor olimpice pentru Naționala României de handbal. Pai. Dacă ați ști cât de mult mi-am dorit, cum la nivel de națională e singura medalie care îmi lipsește, e o medalie olimpică și mi-aș fi dorit, sincer, când ne-am calificat ultima dată la Olimpiadă în Brazilia, vedeam așa dar n-a fost să fie. Că mi-aș fi dorit eu să-mi cânte imnul, să-mi cânte imnul la Olimpiadă, să simt iar acel sentiment superb pe care l-am simțit la campionatul european de tineret. Mi-a cântat imnul, medalia la gât, superb, și mi-am dorit foarte mult. A fost un vis de-al meu să mi se întâmple și la Olimpiadă. Parcă ceva se întâmplă, nu știu ce, un duh, un virus, nu ne ajută. Nu, de exemplu, la Olimpiada din Brazilia, în grupe, cum am simțit noi, am simțit că... Oare nu voi v-ați încărcat cu prea multă presiune pentru palmares? Eu sunt sigură că da. Că ne-am pus oricum, aveam presiune pe noi și pe lângă presiunea care... ce venea de afară, ne-am pus și noi, pentru că noi doream foarte mult, da, ne doream și știam că putem, pentru că aveam o echipă superbă. Am dat interesant, am văzut-o pe Norvegia jucând atunci la Jocurile Olimpice și pe ce am văzut-o la Cluj. Dom'le, i-am dat cu terenul în cap. Da, da. Și nu înțelegeam, zic, într-adevăr, nu este o zi ca și alta, nu este ziua jucătoarei ca și acolo. Dar era altceva. Da. Zic, de ce nu se poate este altceva să fi fost dincolo de ocean? Ar fi fost superb. Hai să mergem și în zona mai puțin spectaculoasă. Știu, în ghilimele mai puțin spectaculoasă, știu de obicei că la nunt se fură mireasa. La propria ta nunt ai plecat, că ai cantonament a doua zi. Aveam meci cu Olanda de calificare. În nunta și pleacă mireasa? Da. Păi, cred. Da, domnul profesor Oțelea mi-a spus că că trebuie să fiu, că eram puștoaică, făcusem primul pas, nu, în 2003 am făcut pasul la echipa națională de senioare și în 2004 am avut nunta. Și normal că dânsul mi-a spus, ești în lot și trebuie să fii, te las să mergi la nuntă, dar trebuie să faci cumva, să te organizezi în care... Și mi-am și dorit. Nu pot, mi-am și dorit să fiu la meci. Soțul tău n-a avut o prietenă să îmbraci mireasă? Nu, dar soțul meu întotdeauna a fost lângă mine și ceea ce spuneam și spun, el mă susține. Dacă consideră că nu este ok ceva sau că ne afectează pe noi ca și familie sau eu știu, îmi spune, dar nu, când a fost vorba de, știa că pentru mine handbalul trebuia să dea nunta cu Olanda, veneau și jucătoarele din Olanda la nuntă, beau un par de stropșală, mâncau niște sarmale, că oricum în Olanda nu se mănâncă decât cașcaval. Și era toată lumea fericită, da. Lumea trebuia să fugi. Da, el m-a dus înapoi. M-a dus, el m-a luat din cantonament și m-a dus înapoi în cantonament. Ne-am căsătorit și gata. E frumos să vină cine se ocupa acolo, anfitrionul de nuntă, să fura mireasa. Pentru 2 zile să termină meciul și vine mireasa, nu e o problemă. Sau uitați-vă la televizor, e mireasa. Da. E un antrenor drag sufletului tău de anul carierei? Nu, pe care l-ai simțit dincolo de antrenor. Adică, da, a avut și alte calități. Majoritatea antrenorilor cu care am lucrat au avut și plusuri și minusuri, cum le-am văzut eu la momentul respectiv. Acum văd altfel. Și... Sau cine te-a încărcat cel mai bine pe tine pentru joc? Eu zic că toți. Toți? Da, pentru că ei au încercat să scoată tot ce e mai bun de la mine și să-mi arăt adevărata valoare. Că asta consider eu, că un antrenor trebuie să știe cum eu am talentul ăsta pe viteză, să fac depășiri, să sar, eu știu. Și fiecare antrenor a știut cum să scoată tot ce e mai bun la mine și pe teren. Cum ai ajuns la 1-5? Numărul 15, constant, unicul capitan. Da, 15. Eu, cât am fost la junioare am avut numai 14 și în momentul când am făcut pasul la echipa națională de senioare, 14 avea Steluța Luca. Și eu fiind puștoaică, nu permiteam să-i iau numărul și normal că m-am adaptat și mi-am luat numărul 15 și de atunci numărul 15... Uite, o să vorbesc cu o prietenă comună, cu Narcisa Lecușan, să fac o echipă națională de All Boys și acolo să ai numărul 16. Să ai toate, da, pe fiecare etapă, da, să ai 14, 15, 16. Da, și nu știu, și acum, nu știu, mi se pare un număr superb. Și copilul e născut pe 15. Promit că duminică am să-l joc la loto. Da, și am considerat că și aduce noroc. Și adus. Da, mi-a adus. Ai vreun regret din punct de vedere sportiv? Nu. Nu. Că mi-aș fi dorit să am la nivel de cluburi și Cupa Champions League și la nivel de echipă națională medale la Olimpiadă, da, dar nu vreau să consider că este un regret, pentru că eu consider că totul se întâmplă cu un scop în viață. Și nu. Vorbește puțin la final de poveste despre familie, soțul tău. Da. Soțul tău, ce a acceptat să plece mireasă de la nuntă. Da. Suntem împreună de 20 de ani. 18 ani avem de căsătorie. Întotdeauna a fost lângă mine. Când am pornit la drum, am pornit împreună și am realizat împreună tot ce avem în acest moment. Când te uiți la un meci de handbal, te lasă în pace? Da, mă credeți că el se uită mai mult acum. E mai, da, e mai atent. Dar, nu. El nu e în domeniu. Deci nu e în domeniu, nu... Dar a prins microbul. Ar fi cool. Da, da, nu. Avem un băiețel de 9 ani jumătate, Robert, și ne mândrim cu el. E cea mai mare realizare. Ai revenit în sală după ce ai născut, da, și ai revenit la nivel înalt, că mai sunt reveniri. Da, cât am fost însărcinată, mi-am propus să nu fac mișcare, doar plimbări. Dar după ce am născut, la o lună, da, o lună și un pic, plus minus acolo, m-am apucat deja de mișcare și când s-a început pregătirea, deja eram pregătită și nu eram în formă, vă dați seama, după un an de zile de stat, nu eram în formă cu... Musculatura până... Musculatura și condiția fizică eram chiar ok. Pe partea tactică, tehnico-tactică, mingea încă nu o controlam. Am avut nevoie de ceva timp, cam 6 luni, da, până am stăpânit 100% iar toate mișcările și tot ce... Dar după 6 luni... mi-am intrat în formă și am fost Te acolo. Vezi pe bancă? Da. A, gata, e știre. Dau bucățica asta de poveste la știri. Da. Ok. Da. Spune-mi o zi din viața Valentinei Ardean Elisei fără handbal. Cum arată o zi? Ok, acum de când... Asta e. Da? Ok. O zi normală. Mă trezesc la 6 dimineața, pregătesc micul dejun, la 6:30 îl trezesc pe piticul meu, îl pregătesc de școală, vine, mănâncă... La clasa? E a 3-a. Perfect. Da. Mai fac unele lucruri prin casă. La 7:20 am ieșit pe ușă. Totul e matematică. Da, nu, la mine e totul. Dacă nu e totul programat, nu simt că la sfârșit de zi nu mi-am deplinit toate obiectivele pe ziua respectivă, ce mi-am programat pe acea zi. După ce îl las pe Robert la școală, mă ocup de mine, mișcare și tot ce ține de ce le place femeilor să facă. Da, prânzul, mai stăm un pic, mergem iară după Robert, venim acasă. Ai o mâncare preferată? Nu. Nu. Nu, dar într-adevăr de când am încheiat... Ce domină, gustul din Moldova sau gustul din Transilvania? Unde e mai greu, acolo e mai... Da, nu am... Nu ai. Nu. Dar am grijă de când am terminat cu... am grijă ce mănânc, pentru că nu mai e același efort. Chiar dacă fac eu mișcare, nu se compară. Aceeași intensitate nu se mai... Da, dar dacă mi-este poftă pe ceva sau îmi doresc să mănânc ceva, nu mă abțin. Mai bine iau și gust decât să... Da. Alice, am câteva curiozități. Alb sau negru? Negru. Munte sau mare? Munte. Pizza sau paste? Pizza. Pârjoale sau șnițel? Șnițel. Comedie sau dramă? Comedie. Târcă sau Neagu? Real. Neagu sau Târcă? Având în vedere că eu am fost colegă cu Cristina, normal că suntem apropiate... Ale pe Cristina. De Cristina. Da. Chiar dacă și... Alice sau Pitica Atomică? Alice. Antrenor sau jucător? Jucător. Moldoveancă sau ardeleancă? Moldoveancă. Și pentru că am văzut că ai ezitat între Neagu și Târcă... Da, sunt generoși. Vreau să le descrii pe fiecare într-o frază. Fiecare jucătoare, sau doamna Mariana a fost cea mai bună jucătoare în perioada dânsei și Cristina este cea mai bună jucătoare în perioada ei. De aceea și când eram mică, doamna Mariana Târcă era pentru mine un idol. Când mergeam și vedeam meciuri, de asta nu mi-este greu să... Și la vremea respectivă dânsa era. Cristina mi-a fost colegă, am avut rezultate cu ea, mi-este prietenă, apropiată, am suferit, da. Mariana Târcă, din punctul meu de vedere, rămâne pele în handbal. Neagu este o bucurie a momentului și am avut cea mai bună jucătoare din lume în ultimul deceniu. Da. Mariana Târcă intră în nemurirea handbalului pentru că dirija mingea, nu aparținea... Da, exact cum Cristian Gațu, nu pot să-l... Cristian Gațu și-a terminat acolo. Alții au completat primul 7 și e perfect. Eu consider că... Corect. Deci ești moldoveancă, așa că încheiem povestea cu un accent de moldoveancă. Vreau să te ascult. Sincer... Nu mai ai? Nu. Singurul cuvânt care mai am, mai mă joc cu Robert și zic oleacă, vin oleacă, da, vin oleacă, dar ne jucăm, dar nu. Cum ai vrea să încheiem povestea de astăzi? Nu știu. Lăsăm cartea deschisă și să mai venim la Valentina Ardean Elisei într-o altă postură să o vedem pe ea? Sau o închidem astăzi? O lăsăm deschisă. O lăsăm deschisă. Ei, de aici, de la Focșani, via Deva, mergem la Cluj, cu toții, la un meci de handbal. Nu știm ce meci de handbal. Până în alta și când aveți bilet, toate bune. Ce mi-a dăruit handbalul? În primul rând... M-a învățat să lucrez în echipă, e un sport de echipă. Mi-a dăruit cam tot ce am acum.